Vă rog. Din partea mea este această disponibilitate. Consider că proiectele de modernizare, programul de modernizare al orașului trebuie să continue și cred că orașul, având parte de, și în continuare de un primar tânăr cu deschidere către dezvoltare, consider eu, va împrățișa această abordare, însă trebuie într-adevăr să aliniem aceste viziuni și să ne asigurăm de această tranziție lină. Și da, vă fac această declarație publică astăzi de disponibilitate de a îl primi oficial în primărie pe domnul primar ales, chiar în calitate de consilier personal, dacă își dorește asta, sau consilier onorific, în funcție de ce decide domnia sa. Mai ales că pot anunța oficial că se eliberează un post pe cabinet primar. Și anume, domnul Liviu Harbuz a decis să se focuseze pe propriile afaceri și pe prioritățile personale. Vă rog? Prelungirea termenelor vine și cu sancțiuni? Nerespectarea termenelor vine cu sancțiuni. Prelungirea este un compromis, o concesie pe care am decis să o facem. Este o situație paradoxală. Singurul reproș pe care îl pot face asocierii în ceea ce privește nerespectarea termenelor este pe zona de trotuare și borduri. Spații verzi, mobilier stradal, rampe de acces pentru persoane cu dizabilități. Acolo un constructor nu și-a făcut treaba așa cum trebuie și deși trebuia să avem un stadiu, să avem lucrările finalizate pe tot ce înseamnă trotuare, spații verzi, mobilier stradal, rampe de acces pentru persoane cu dizabilități. Iată că suntem destul de în urmă. Stadiul de execuție este de 45% general. Doar pe partea de trotuare suntem într-adevăr în urmă și sunt foarte multe trotuare executate prost. Imaginați-vă că deși pe partea de trotuare, să zicem că ar fi un grad de execuție de peste 80%, cu toate acestea, decontările efective care s-au făcut pe acest proiect, pentru că vorbim despre situații acceptate la plată, sunt doar 16%. Asta cred că spune mult și despre ce au de refăcut în urmă cei de la Moldocor pentru a reuși să-și primească banii pentru lucrările puse în operă. Trebuie să fie întâi calitative. Penalități vor curge de la depășirea termenelor de execuție. Și apropo de mobilier urban, un proiect, băncile sunt puse pe trotuar sau așa a decis constructorul? Așa a decis proiectantul și constructorul și dacă sunt modificări, sunt modificări făcute în baza unor situații punctuale. Verificăm care este situația și cum a fost elaborat inițial proiectul tehnic și vă transmitem punctul nostru de vedere. Alte întrebări? Dacă mai sunt? Dacă nu, să spunem hai România și să poftiți? Așa ar trebui. Dacă constructorul își face treaba în mod onest și responsabil, așa cum și-a asumat prin actul adițional și prin graficul de execuție propus, și dacă nu vom avea o vreme care să ne pună, să ne dea peste cap total graficul de execuție, eu zic că avem toate șansele. În mod cert, trebuie să știm că ultimele 30 de zile din acest proiect sunt practic lucrări de finisaje, de retușuri finale, practic până la momentul în care îmi voi înceta mandatul de drept,
cu siguranță ar trebui să fie finalizat măcar într-un să fie aduse cât mai aproape de final, adică asfalt complet și lucrările majore finalizate. Rămânând ca după finalizarea mandatului să mai fie necesare poate marcajele sau alte elemente de semnalistică rutieră. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc pentru participarea la această conferință de presă și să le ținem pumnii tricolorilor. Hai România!